Da, în primul rând, bună ziua. Mâine se anunță o partidă foarte dificilă. Întâlnim un adversar bun, din punctul meu de vedere. O echipă cu tradiție, o echipă care a câștigat trofee multe în fotbal românesc, o echipă care a avut și, ca și club, a avut performanțe și pe plan european. Țineți foarte bine aminte că a jucat o semifinală de Cupa Europeană, și anume Cupa Cupelor. O echipă care vine după o victorie, au un moral bun, chiar dacă au câștigat la ultima fază. Țineți minte că acum două etape au pierdut la meciul cu Oțelul, tot așa, în minutul 93. Iată că norocul s-a întors de partea lor. O echipă în aceeași situație ca a noastră. Preferam ca această partidă să se dispute pentru un loc de play-off sau în play-off. Pentru că sunt două echipe bune, v-am spus, două echipe cu suporteri, cu galerii minunate, și sper că va fi un spectacol deosebit atât în teren cât și în tribune mâine. Stări de spirit diferite. Voi veniți pe un eșec culturător la Botoșani, chiar contrar jocului, iar Dinamo... Ei s-au montat după acea înfrângere de la Galați, ca dovadă au și câștigat. Noi venim după o înfrângere, după un joc bun făcut la Botoșani. Sperăm că de data asta să avem și noi noroc să câștigăm cele trei puncte foarte importante. Cu această ocazie vreau să fac și un apel la suporterii noștri dragi, să fie mâine în număr cât mai mare la stadion, la peluza noastră care tot timpul ne-a susținut și ne-a încurajat, să nu uite că noi, în momentul în care am fost pe la Liga 4, ei au fost cu noi tot timpul, adică reușitele sunt și ale lor. Noi n-am reușit fără ei, am reușit împreună cu ei, începând de la Liga 4 la Liga 1. Mâine, acești jucători au nevoie de ei. Eu personal am nevoie de ei. Pentru că ei știu foarte bine că victoriile mari au fost doar atunci când ei au susținut această echipă. Și încă o dată rugămintea mea la ei este să încurajeze echipa din primul minut până în ultimul minut. Încă o dată spun că avem mare nevoie de ei. Băieții au și simțit lucrurile astea cu etapele trecute. De aceea, încă o dată vă spun că suporterii noștri sunt foarte importanți. Nu trebuie să înjurăm pe nimeni. Dacă vor să înjure pe cineva, să înjure după ce fluieră arbitru finalul jocului. Ei pot să mă înjure pe mine, pe oricine vor ei. Dar 93-95 de minute, atât timp cât ține meciul, am rugămintea, încă o dată mă repet, să încurajeze echipa. Pentru că este o situație dificilă, este aproape, mâine este un meci aproape decisiv. Chiar dacă sunteți pe ultimul loc, matematic puteți termina pe un loc de cupele europene, barajul pentru cupele. Deocamdată nu ne gândim la ce va fi peste o săptămână, ne gândim la meciul de mâine, în care vrem și sunt ferm convins că jucătorii vor da totul pentru a câștiga. La fel, nu trebuie să lipsească atitudinea. În aceste două meciuri ați văzut că băieții au avut o atitudine foarte bună, dar din păcate nu am reușit, mai ales la ultima etapă, să ne adjudecăm cele trei puncte. Sunt montați foarte bine, sunt luptători și sunt ferm convins că vor da totul pe teren pentru... Dar, încă o dată, cred că e a treia, a patra oră când mă repet, avem nevoie de suporterii noștri dragi. Da? Nu vrem să ajungem acolo, să ne întoarcem iarăși unde am fost, pentru că s-a muncit foarte mult. Atât patronatul, atât cei din club, cât și ei. Jucătorii, staff-ul și suporterii și peluza sud. Eugen, te-am întrebat și înaintea meciului cu Botoșani. Crezi că acest play-off, play-out, se joacă doar pe teren? Asta mi-aș dori eu, să se joace doar pe teren. Ok, dacă este o echipă mai bună decât noi, să o demonstreze pe teren, atât tot, nu prin alte părți. Eu am spus și după meciul de la Iași, și îmi doresc niște arbitri care să fie concentrați fiecare meci, îmi doresc să ei să ia deciziile în teren, da? Și în cazul în care vor greși, că de-aia este varul, atunci vor fi corectați de cei din var. Dar prima dată, ei ce văd, ei trebuie să ia decizia, atât tot. Te simți vânat? Nu e vorba că mă simt vânat, dar încă o dată vreau să uit ce a fost săptămâna trecută, a fost foarte nervos după meci, da? Mi s-a părut așa un arbitraj imparțial, dar nu mai e nimic de zis, s-a uitat și, cum vă spuneam înainte, vreau să ne concentrăm doar pe meciul ăsta, pentru că este foarte important. E un meci foarte important.
Crezi că sunt forțe care, din punctul românesc, care doresc retrogradarea FCU? Nu știu, nu vreau să mă gândesc de ce. Sunt echipe cu tradiție, la fel și Dinamo, la fel și noi. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui aceste echipe cu tradiție și cu suporte foarte mult și iubite în toată țara să rămână în prima ligă. Dar, încă o dată vă spun, trebuie să demonstrăm noi în teren, atât noi cât și ei, că merităm să rămânem în prima ligă. Te bazezi pe... Mă bucur pentru Pepe și a reluat pregătirile, a fost o săptămână importantă pentru el, mă bucur că a trecut peste acea accidentare, este apt din toate punctele de vedere și sper ca mâine să fie acel jucător decisiv de care am nevoie și jucătorii la fel. Aștept cu un gol cum am dat meci precedent cu Dinamo, așa, cu călcâi. Acum mi-aș dori, nu știu, să dea un gol cu ce vrea el. Cu ce vrea el, important este să intre mingea în portă. Pepe, ai golul la tine? Bună ziua, bună tarde para todo. Bueno, obviamente no lo sé, solamente tengo mucha confianza, más que nada en mis compañeros que vienen haciendo... Estos últimos dos partidos creo que realmente lo han hecho bien. Empezamos muy bien el partido anterior con Botosani. Jugamos con mucha intensidad. Quizás algún error arbitral nos perjudicó. Pero bueno, como te digo, tengo confianza. Ojalá que venga con gol. De todas formas, como dijo el entrenador, no importa quién hace el gol o cómo lo hacemos. Simplemente anotar y bueno, nada. Estamos bien, estamos con confianza y esperemos sacar el partido adelante. Reeditează ultima victorie și golul cu Călcâi. Ojalá que sí, ya te repito. Estamos bien, entrenamos muy duro, trabajamos muchísimo para esto. Sabemos la situación que estamos, somos conscientes y sabemos que lo único que nos sirve mañana es ganar. Así que vamos a jugar para eso. Ojalá poder ayudar al equipo desde el lugar que me toque. Si son 90 minutos, 5 o 10, no importa. Jugar, ayudar al equipo y si puedo hacer un gol, por supuesto, bienvenido sea. Ești tap de jos, la meciul la ultimul meci nu ai putut să joci, acum ești... Me siento muy bien, mucho mejor, he hecho una buena semana de trabajo, así que, bueno, esperemos mañana a ver cómo sale el equipo y, bueno, como te digo, desde el lugar que me toque, intentar ayudar a mis compañeros para poder ganar. Ai fost transferat peste tot, continui la Craiova? La verdad que no lo sé, lo que se dice en las noticias, desde este lugar quiero decir que no es verdad, yo no he hablado con ningún club. Mi cabeza está en Craiova. Como dije siempre, yo estoy acá, estoy feliz y bueno, quiero por lo menos terminar esta temporada y dar todo de mí, ayudar a mis compañeros y dejar a Craiova en primera liga, que es donde tenemos que estar. Después lo que pase en el futuro se verá. Pero hasta ahora yo no he hablado con ningún equipo de ningún país, así que lo que se dice no es verdad. ¿Aveți nevoie și de o șansă și de noroc? Necesitamos jugar al fútbol. Tenemos con qué, tenemos grandes jugadores, un gran entrenador y bueno, y estoy seguro que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder ganar. Ultimul loc pe care îl ocupați acum este un loc dezonorat pentru voi. La un moment dat erați în lupte pentru play-off. Sí, sí, por supuesto. Tenemos, como dije, grandes jugadores y tendríamos que estar más arriba. Si estamos en esta situación, en el último puesto, es por culpa de nosotros, de los jugadores. No, tenemos que hacernos cargo nosotros, que somos los que estamos adentro de la cancha, los que decidimos, los que erramos pases, los que no hacemos goles, los que no defendemos. Y como te digo, los culpables somos nosotros. Y bueno, pero también creo que tenemos con qué, así que seguramente daremos lo mejor y tengo muchísima fe, mucha confianza que podemos ganar mañana y seguir ganando lo que resta de los partidos. ¿De qué crees que se ha llegado a esta situación? ¿Arbitraje, de accidentes? De... Sí, muchas cosas, pero principalmente porque hemos jugado mal, no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer. Y bueno, como te digo, los máximos responsables somos nosotros, los jugadores. Quizá algún arbitraje nos ha perjudicado, pero no es por eso que estamos en esta situación. Las cosas se han hecho mal desde acá, desde adentro, pero confío en que podemos dar la vuelta y que, por supuesto, mañana daremos todo para ganar y los últimos cuatro partidos restantes también. ¿Os faci fericit pe José mâine seara? Por favor, me encantaría. Sí, como dijo el míster, a él, a la gente, todos los soportes, toda la gente del club
que nos apoya, necesitamos, es nuestra obligación darles una alegría y bueno, seguramente lo podremos lograr.